acum se prefigurează ceva? Te-ar tenta o nouă experiență afară? Ai niște discuții? Chiar da, chiar ieri am avut cu niște oameni din Dubai și sper să găsesc în zona aia o echipă. Că mi-e dur să joc. Cum a fost Mai în Arabia? Ai început foarte frumos, bine, ai avut un sezon foarte foarte bun. frumos, da. Era o echipă în Liga a doua? Da, Sau cum? prima dată când m-am dus era Liga a doua și am promovat direct. Eu m-am dus în la jumatea campionatului. Erau pe locul 3-4. Și am reușit să promovăm și să ieși și golgheter în jumătate de an. Ai dat 17 goluri, mi se pare. 17 goluri, da, în vreo 10 meciuri. Ți-ai câștigat bine la... Da, foarte bine. Și următorul an ai făcut pasul spre o echipă mai bună, nu? Nu, am semnat un nou contract cu echipa care am promovat. Aceeași echipă. Și am și venit în România cu ei o lună de zile în cantonament. Mai, ai avut oarecum primul an continuitate? Zic A, că ai avut da, am continuitate avut. practic într-un an, dacă ai reușit să legi contractul, ai Da. mărit și salarii, prime bune. Da. Se câștigă foarte bine acolo. Și ai transferul următor l-ai făcut după 2 ani la echipa asta, nu? Nu după 2 ani. Un an și jumătate. Acolo se schimbă de foarte multe ori și străinii și antrenorii străini care Antrenorii vin da. cu jucătorii, pe urmă pleacă și... Da, și mereu se fac schimbări. Și s-au făcut într-un moment care nu mai puteam să semnez cu o altă echipă câteva luni. Și apoi am semnat cu alt Fujairah. Era echipa mai puternică. Da, e mai mare, era mai mare. Și contractul mai bun. Da. Cam Erau acolo. prime frumoase, prime de gol, prime de... Da, de obiectiv, de meciuri, după fiecare Cât erau meci. prima la victorie sau prima de gol? Păi, în Liga a doua, când am promovat primul an, creștea de la meci la meci, se dubla. Și am ajuns și pe 10.000 odată. Prima de victorie? Da. Dacă aveai, legai victorii după victorii, puteai să ajungi, am zis, la vreo 10.000 la un meci. Am înțeles. Începeau de jos primele până urcau, dacă. Cât de serioasă e oferta asta? Crezi că poate veni din Emirate, ai spus? Da, nu, am vorbit cu un prieten care o să ocupe să găsească o echipă acolo. A zis că sunt șanse foarte mari. Acum să vedem. O să urmeze să vorbesc în continuare cu el și vedem.